Într-un weekend când eram la Snagov, ușa de la apartament spartă și băgate alte două familii înăuntru. Am trăit la comun până la Revoluție. Moartea bunicului a însemnat reducerea noastră la sărăcie. Erau copii aleși, copii de demnitari, copii de miniștri, copii cu dosar bun. Eu nu mai aveam dosar bun. Am fost o tolerată. Și de aici cred că mi s-a creat din copilărie lupta asta pentru nedreptate. Să răzbune copilul. Da, să răzbune copilul. Și mama îmi spunea pe zi de 440 de ori nu te mai încrunta. Stai dreaptă. Continu. Și tata zicea că da, educația e o continuă persecuție. Atât eram de săraci și împărțeam un covric pe zi. Săraci. Asta era realitatea. Facturile veneau. Bă, pentru prima oară mă duceam și nu munceam și eram plătită de 10 ori mai bine decât la știri. Știu că n-a fost bine ce am făcut vis-a-vis de profesie, vis-a-vis de ceea ce eu am învățat în facultate. Maica mi-a refuzat foarte mult timp să se uite la aceste emisiuni cu mine. Să spunea niște porcării. Mama nu, brusc, nu mai era mândră de mine, nu mă mai lăuda, Mi-era tristă. Moment foarte greu. Mașina era primită cadou de la proprietarul postului de televiziune. Polițistul a zis, până nu vine salvarea, nu îi ridicăm, lasă să mai moară și dăște. După 12 zile eram acasă, în cărucior, unde am stat o perioadă lungă de timp. A fost real sau a fost un sfânt care atunci mi-a salvat mie viața cu omenire? Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să ne naștem aici. Eu nu regret că m-am născut aici, dar... E o luptă în viața asta, lupta pentru relevanță. Ce facem să rămânem relevanți? Lumea să ne creadă, lumea să ne urmărească, să meargă peste tot acolo unde noi mergem. Astăzi, în oglindă, avem un om care a avut o provocare să treacă de pe războaie, de pe a relata din cele mai tari regiuni de conflict, în regiunea mondenă. A fost o trecere spectaculoasă pentru ea, dar întotdeauna a știut să se adapteze. Despre adaptare este povestea marei bunică. Toată viața ei, din copilărie până acum, a știut să se adapteze. Astăzi însă vom vedea care a fost cheia ei. De ce a fost nevoită să se adapteze întotdeauna? De ce, Mara Mărică, această adaptare? Bună, primul rând. De nevoie, ca să intru direct în subiect și onest așa. Și uneori am momente în care îmi este rușine că a trebuit să fac asta. Mă crezi sau nu? Să mă adaptez la modul ăsta. Pentru că la 18 ani, când am intrat la facultatea de jurnalism și la primul meu loc de muncă se chema televiziunea SOTI, visam să ies la pensie, reporter, în zone de conflict, cu microfonul în mână. Și mă visam un fel de Cristiana Mampur. Și societatea asta românească și viața de aici nu m-a lăsat să fac treaba asta. Nici societatea, nici poate unii dintre șefii cu care am lucrat la 30 de ani mi s-a spus că sunt prea bătrână să mai dau sticlă, să mai fiu reporter. Niște lucruri anapoda față de idealurile pe care eu le-am avut, niște valori întoarse cu fundul în jos, niște lacrimi multe acasă, dar îmi place să cred că după ani și ani și ani și ani și mulți ani de zile, în care, da, am supraviețuit, pentru că am întâlnit șefi de-ai mei din presa scrisă, de la ziarul Ziua, oameni de litere absolut excepționali, care trăiesc astăzi într-o sărăcie lucie, pentru că presa nu mai există, s-a desființat. La un moment dat a fost o nebunie totală, s-au desființat toate ziarele. Și cumva sunt mândră că am reușit. Am reușit pentru mine și pentru farfuria mea de acasă, știi? Dar, pe de altă parte, pentru sistemul meu de valori, mi se pare că undeva o parte din demnitate mi-am pierdut. Pentru că de foarte multe ori, mă, când vii, vorba lui Ion Cristoiu, mi-a spus odată că m-am întors de la Bagdad, de la război, m-a trimis la 3 zile la alegerile din Bragadiru. Cristoiu, un om de presă extraordinar și cu un fler extraordinar. Și când m-a prezentat publicului, după 2 luni de stat la Bagdad și de transmis de acolo, zice, și Mara Bănică de la Bagdad la Bragadiru ne transmite alegerile de la primărie, știi? S-a năruit tot dintr-o dată. Și te trezești într-un domeniu în care tu treci, îți dai seama, la război prin niște situații îngrozitoare. În primul rând ai grijă să trăiești tu, ai grijă să-ți trăiască echipa. Eu atunci am învățat
ce înseamnă echipă, ce înseamnă omul ăla din spatele camerei. Niciodată când am fost la filmări, și am colegi care există și lucrează în continuare la știri, eu n-am lăsat cameramanul să-și care trepiedul. Niciodată. Îl luam pe umăr și trepiedul căram eu. Pentru că acea cameră are 20 de kilograme. Acum văd reporteri ăștia, intersecții cu microfonul, fericiți că transmit. Nu mai există chestia asta. Poate la unii există, nu vreau să fiu ipocrită, dar eu atunci am, în perioada aia tânără fiind, am învățat că această profesie se face doar în echipă. Am mai învățat un lucru, că dacă la cameră în spate colegul e atent la ce spun eu și zâmbește sau are o trăire, eu atunci fac rating acasă. Pentru că știm că există o altă Mara Bănică, pentru că știm că sunt foarte mulți oameni care o cunosc pe Mara Bănică, dar de pe o canapea, poate de la o emisiune mondenă. Astăzi avem o oglindă. Suntem la în oglindă, unde proiectăm vieți de oameni. Și putem, avem această putere de a da timpul înapoi. Și aș vrea să le spunem povestea ta, să le explicăm alegerile tale, să le spunem cine ai fost înainte de a ajunge pe o canapea ca asta, să-ți cunoaștem povestea. Să mergem mult în copilăria ta, care este aici, în București. M-am născut la București, dar am crescut până la 7 ani la Snagov. Pentru că acolo stăteau bunicii mei și acolo am mers la grădiniță. Am venit în București în momentul în care am mers în clasa 1, cu cheia de gât. De ce ai fost crescută de bunici, Mara? Pentru că ai mei lucrau, erau foarte tineri, mergeau la serviciu. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, lucra la un institut de cercetare în industria lemnului, mama în comerț exterior și bunica, cea care locuia în București, și bunicul lucrau. Bunicul era ofițer, avea o detașare la Comitetul Central, ofițer al armatei române, bunica mea director de grădiniță și atunci available erau doar bunicii paterni care locuiau la Snagov. Ai mei veneau în fiecare weekend la Snagov, veneau de vineri, exista SRL-ul. Știi ce SRL-ul? Era sâmbăta liberă, nu știu cum. Pentru că pe vremea comuniștilor se lucra sâmbăta, știi? Și o sâmbătă da, una nu. Și cea în care erau liberi se numea SRL. Și mama tot făcea schimb și avea tot timpul sâmbetele libere, veneau acolo și stăteau. În weekend n-am simțit lipsa părinților, a fost ceva firesc așa să stau cu bunicii până la un punct, dar ai mei erau prezenți și distanța destul de mică. Spune-le cum era copilăria ta de atunci. Cu cheia de gât. Cu cheia de gât venind la școală, copilăria mea s-a frânt la un moment dat, adică s-a schimbat la un moment dat, odată cu moartea bunicului matern. Îmi spuneam că era ofițer de armată. A murit în 81 un cancer din ăsta galopant, la 51 de ani, în activitate. Bunicul avea un salariu de 14.000 de lei. 14.000 de lei, pe vremea aia, cred că 14.000 de lei, parcă o au pe mama, îmi face observația acum, însemnau, nu știu, cam 20.000 de euro acum. Bani foarte mulți. Și n-am avut lipsuri absolut deloc. Eu primeam rochițe într-o societate în care oamenii n-aveau nici ce mânca, cu saci. În saci de rafie mi-aducea bunicul, știi? În momentul morții lui s-a terminat toată treaba asta. Apartamentul în care noi locuiam, eu împreună cu părinții mei, era un apartament mare în care aveam 5 camere în centrul Bucureștiului. Într-un weekend când eram la Snagov, ușa de la apartament spartă și băgate alte 2 familii înăuntru. Am trăit la comun până la Revoluție. Căzusem în disgrație, înțelegi? Aveam spațiu excedentar. Moartea bunicului a însemnat reducerea noastră la sărăcie. Mama n-a plecat în străinătate, deși lucra în comerț exterior și vorbitor de engleză extraordinar și nu s-a mai putut nimic. Nu știu, n-am vrut niciodată să investighez dacă sunt legături cu plecarea lui Pacepa atunci din țară, când s-au schimbat foarte multe lucruri, habar n-am. Bunica mea, în schimb, mama mamei a fost foarte curajoasă, voiau și pe ea să o scoată din casă, să o mute într-o garsonieră comuniștii și știu că i-a scris Ceaușască-i. Și a rămas în apartament până când a murit. A murit în 2019, s-a prăpădit și a rămas în acea casă, o fostă repartiție a CC-ului, la un apartament cu 3 camere, în ceva... În sfârșit, ăla a fost moment... Eu eram la o școală, școala generală 19, actualmente Tudor Arghezi, o școală de protocol. Pe vremea lui Ceaușescu existau câteva școli de protocol. Noi, între a 7, am învățat inclusiv japoneză. Între noi erau copiii care oferau flori tovarășului. Erau copii aleși, copii de demnitar, copii de miniștri, copii cu dosar bun.
Eu nu mai aveam dosar bun. Am fost o tolerată. Și de aici cred că mi s-a creat din copilărie lupta asta pentru nedreptate. Știi? În momentul în care eu aveam 7 la muzică, nu mai puteam să iau premiul întâi, știi? Că trebuia să... Nu mai aveam dosarul bun. Și atunci mă sancționau. Îți dau într-a patra, de exemplu, luasem premiul întâi la Olimpiada de Matematică pe București cu nota 10 și o medie o aveam 8. Adică o anomalie, o nedreptate. Și aici a fost momentul copilăriei în care eu cred, analizându-mă, că mi s-a implementat lupta asta pentru dreptate, știi? Dusă la extremă și câteodată am făcut greșeli pentru ea, dar am fost nedreptățită copil fiind. Și cred că maturul din mine a ținut să răzbune lucrurile astea. Să răzbune copilul. Da, să răzbune copilul.